Veni, Emanuel, este un imn pentru Advent și Crăciun, care se cântă în Biserica Anglicană și Romano-Catolică, în timpul slujbelor de seară, săptămâna finală a Adventului. Ascultați această piesă, compusă de Zoltán Kodály. Thank you.
a făcut Fiul omului, iar pe oameni a făcut Fiul lui Dumnezeu. Mărturisește Sfântul Nicodim. De aceea toate rugăciunile se îndreaptă către Maica Domnului, ca mijlocitoare între oameni și Dumnezeu. Cu astfel de rugăciune închinată Sfântei Fecioare și numită Acțion, se cântă la fiecare liturghie. Ascultați în continuare Acțion de Piotr Ilici Ceaicovski. Thank you.
cer se îmbrăcă în ceafă de seară, iar în biserică, veșnică cu lumină se zbotea din altar. Lumina care apărea în mijlocul credincioșilor adunați în rugăciunea de seară era ca o prezență simbolică a Mântuitorului. Vă invităm să ascultați în continuare acest timp în varianta propusă de tânărul compozitor Victor Stoica. De aceea este denumită și
finală a imnului Republicii este reprezentată de Capul Împăratului. Vă prezentăm această piesă a unui compozitor pe Gheorghe Bazavan. Aceasta este ultima piesă din programul din această seară. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și că împreună, prin intermediul muzicii cu scala armonioasă de pe cer, am învățat împreună rugăciune, știut fiind că acela care cântă se roagă de două ori mai mult. Vă mulțumim încă o dată și vă invităm să ascultați Pe iubit de Gheorghe Bazavan.